Oameni fai, bună ziua, eu sunt Fărăse și astăzi facem un clip cât se poate de scurt și vreau să vă spun despre regula de 2. Vrei să o agăzi, dar nu știi să-i vorbești? Sau e deja a ta, dar nu-i arăți că o iubești? Ți-a dat papuciu și încă sper la o împăcare. El te învață cum stă treaba în relaționare. E chiar tare, înveți totul din mers. Cum să o abordezi, cum să o impresionezi, să o dai pe spate. Nu mă crezi, de play noului episod, fără sens. Regula de 2 înseamnă, în primul rând, că vrei să abordezi o tipă, nu stai pe gânduri mai mult de 2 secunde. Asta înseamnă că atunci când o vezi, te duci în starea aia, vorbești, nu contează ce spui. După care, regula de 2 înseamnă că nu dau mesajul unei tipe de mai mult de 2 ori, înțelegi? Și aici mă refer pentru, acest clip validează mai mult pentru bărbații care o iau foarte personal când sunt pe Facebook. Am primit o grămadă de mesaje. Fără să zic ce ar trebui să facă, îi dau mesaj și îmi dă sin, adică a văzut mesajul, dar nu-mi răspunde. De ce se comportă așa, de ce face asta? Oameni buni, o luați mult, mult prea personal și mie vine sincer să râd. Deci, sinul ăsta pe Facebook reprezintă oarecum nu sunt interesată sau nu am timp să-ți răspund acum. Înțelegi? Deci nu ar trebui să o iei personal. Și este exact, este același lucru cu refuzul în viața reală. Când te duci la o tipă și îi cer numărul și îți spune că ok, am prieten sau ok, nu vreau, nu sunt deschisă la idee momentan, nu înțeleg de ce o iei atât de personal. Este doar un căcat de mesaj pe care l-ai lăsat pe Facebook. Și mulți dintre voi, greșeala pe care o faceți este că lăsați o tonă de mesaje. Bă, dacă mi-a dat sin la primul, poate îmi răspunde la al doilea, la al treilea, la al patrulea, la al cincilea. Femeia când îți dă sin și nu răspunde, înseamnă că s-ar putea să nu vrea să aibă de-a face cu tine, ok? Iar tu, prin faptul că o cauți tot și tot mai mult, devii doar sufocant. Înțelegi? Deci, regula de 2 spune, în cazul meu, că atunci când abordez o tipă și îi trimit un mesaj, cel mai probabil mesajul meu va fi bună și îi spun pe nume. Deci, de exemplu, bună Delia. Este doar un salut, teoretic tipul ar trebui să-mi răspundă, nu? Pentru că în fond nu, încă n-am atins niciun subiect. Doar am oferit un salut. După care pot să trag concluzia că ok, aici am greșit. În sensul că tipa nu a înțeles ce vreau de la ea. Am salutat-o, ar trebui să-i spun ce vreau. Am să aștept, nu știu, probabil o oră, două, o zi dacă sunt ocupat și am să las din nou un mesaj. Asta doar dacă mă interesează concret tipa. Îi las al doilea mesaj și fiți atenți că e ultimul. Și aici cel mai probabil mă leg de un detaliu, deci exact ca într-o abordare. Să zicem că are un gust vestimentar, nu știu ce, să zicem că a fost la petrecere și am văzut-o, să zicem că s-ar putea să bag o vrăjeală. A, uite, vreau să spun că te-am remarcat în ultimul timp tot mai des prin parc în centru și, nu știu, aș vrea să le cunosc mai bine. Îi lași doar un mesaj, deci regula de 2 spune doar 2 mesaje. I-am lăsat un mesaj, mi-a răspuns, îi mai las unul cel mult, ce-au lăs. La fel cu invitația în oraș. Inviți o tipă odată, s-ar putea să te refuze. A, ok, sunt prea ocupată, bunica, bla bla bla. După care, din nou, faci o pauză de, nu știu, o săptămână, de două zile, de o zi, de trei zile, cât dorești tu, îi mai faci o invitație în oraș. Și gata, din nou se termină acolo. Regula de 2 spune acest lucru. Nu fac un lucru de mai mult de 2 ore. Ok? Pentru că tot ce este peste 2 înseamnă disperare. Înseamnă că mă rog de tine. Iar tu ca bărbat nu vrei să te rogi de o femeie. Acum, regula de 2 într-un singur domeniu nu se aplică. Deci există o singură excepție unde ar trebui să fie doar regula de 1. Ok? Și probabil vă dați seama. Ia să vedem, vă dați seama. Când vrei să te culci cu o femeie și ești refuzat, da? Când vrei să te culci cu ea și te refuză, nu mai există regula de 2. Deci dacă inițiativa ta a fost că vrei să te cuplezi cu ea și din motive, oricare ar fi aceste motive, a spus că ok, nu vrea, nu se simte, nu e încă timpul, este de datoria ta ca bărbat să nu mai insiști pe acest lucru și să nu te mai interesezi acest lucru. Și curios că femeia se va simți extrem de ofticată. Eu am avut o relație, de exemplu, în care am vrut să mă culc cu tipa, m-a refuzat, m-a ridicat de pe pat și a plecat. M-a sunat că de ce am plecat, i-am spus, păi, nu s-a întâmplat chestia asta, mi se părea stupid să mai stăm acasă la tine când am putea să ieșim frumos în oraș la o gură de aer curat, nu? În sens, în fond, acasă mergem ca să avem parte de puțină intimitate, însă tu nu-ți dorești intimitate. Dacă ea pentru o secundă crede că nu ar trebui să se culce cu tine, este libertatea ei, este dreptul ei de a alege și ar trebui să o onorezi cu acest lucru, înțelegi? Ar trebui să
apreciezi și să o respecti. Ok, nu vrei să ne culcăm, foarte bine. Înțelegi? Și tu să nu mai insiști pe domeniul ăsta. Și foarte des, cum spuneam în abordarea mea și relația care am avut-o, foarte des o să observi femeia că se oftică, că femeia de fapt nu știe ce vrea. Pentru că azi vrea să se culce cu tine și peste o lună tu, timp de o lună poftim, ea acum se va aștepta din partea ta la tentative prin care vrei să-i opui. Însă tu ai încetat cu aceste lucruri, nu te mai interesează, iar acum ea este ofticată. Păi da, stai puțin, că uite, am o problemă cu prietenul meu, și sună tipa, și sună prietena cea mai bună. Uite, am o problemă, fată dragă, că data trecută mi-a deschis sutienul, m-a prins de sânca un nebun și acum, pana mea, se comportă de parcă ar fi virgin. Acum nu mă mai vrea la pat, bă, poate a scăzut pasiunea, poate nu mă mai găsește atrăgătoare. Înțelegi? Deci femeia nu știe ce vrea de foarte, foarte multe ori. Și se va arăta extrem de frustrată în momentul în care încetezi să mai cauți să-l pui. Deci asta este singura excepție unde regula de 2 nu ar trebui aplicată. Mai frumos, tot ce pot să vă doresc este o relaționare cât mai relaxantă, cât mai bună și liniște, pace interioară, pentru că o luați mult, mult prea personal, mai ales cu chestia asta cu personal. Mai ales cu chestia asta cu sin pe Facebook. Ok, ai lăsat un mesaj, ți-a dat sin. Păi da, fără sens, da, am 6 tipe cărora le-am lăsat azi un mesaj și mi-a dat sin. Frate, și în abordarea pe stradă te duci și s-ar putea... Am avut o zi, uite, îți spun sincer, am avut o zi când am ieșit la abordat, aveam o energie extrem de tare. Deci eram foarte, foarte ok, vreau să abordez, am un chef extrem azi. 14 tipe am avut, 14, una după le-am numărat în cap, pentru că... La al patrulea refuz, când mi-am dat seama că 4 tipe m-au refuzat unul după altul, am zis, bă, le număr azi, ăsta e record, să-mi bag ce-o. 14 tipe m-au refuzat în abordările pe ziua de, în acea zi, în ziua respectivă. După care am început să am puțin succes. Vreau să spun că sunt zile în care s-ar putea să abordez 10 tipe și toate 10 să fie cu tine, da? Să-ți iasă șmecheria și s-ar putea să abordez tipe într-o zi și din 20, poate una singură să te bage în seamă. Ok, nu este vina ta. Nu o lua personal și amintește-ți că fiecare abordare reprezintă un pas în față. Fiecare abordare a ta reprezintă... reprezintă... cum să spun? Stai că îmi vine o dumă de aia și mechelă de aia. Fiecare... fii atent, înțeleptul fără sens. Fiecare abordare de-a ta reprezintă, de fapt, incapabilitatea altui bărbat de a aborda. Înțelegi? Nu știu dacă m-am exprimat corect. Cu piciorul tale m-am tâmpit. Dragii mei, eu sunt fără sens și până data viitoare sper să îi dați un like și un share acestui clip dacă v-a plăcut și să-i dați share mai ales pentru că ajută și pe ceilalți. Nu uitați dacă doriți o sesiune pe Skype cu mine pentru lămurirea aspectelor din viața voastră sau pentru pur și simplu pentru puțină motivație în viață. Eu sunt liber la orice oră, mai mult sau mai puțin. Linkul îl găsiți în descriere, care este de fapt tot o invitație spre pagina noastră unde te invit de altfel să... vii și să faci parte din echipă, indiferent de gândurile sau opinie care le ai față de canal. Moment zen. Pace, numai bine!